pe 1 martie, deloc întâmplător, ne-am întâlnit ca să ne alegem organele de conducere ale acestei minunate organizații care crește pe zi ce trece. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intontero, a participat la Consiliul Politic Județean al OFSD Suceava, alături de aproximativ 600 de doamne din Organizația Femeilor Social-Democrate. Ministrul Egalității de Șanse a vorbit despre implicarea femeilor în politică, dar și despre faptul că reprezentantul organizației PSD Suceava în alegerile europarlamentare de anul acesta este o femeie. Președinta Femeilor Social-Democrate, Larisa Blanari. Implicarea femeilor alături de bărbați, alături de tineri, alături de persoanele cu experiență este foarte importantă și întotdeauna s-a văzut în județele unde a existat o promovare din partea tuturor categoriilor socioprofesionale, dar și din partea femeilor, a bărbaților, a tinerilor, rezultatele pentru cetățeni au fost mult mai bune. De aceea și aici, la Suceava, în continuare îmi doresc să avem parte de o promovare a femeilor și pe această cale felicit conducerea organizației PSD a județului Suceava pentru că au decis prin vot să trimită în Parlamentul European o femeie deșteaptă, o femeie implicată, o femeie harnică, o femeie care își iubește cetățenii acestui județ, precum își iubește familia, Larisa Blanari. Alături de Organizația Femeilor Social-Democrate Suceava, la Consiliul Politic Județean al OFSD au participat și liderii formațiunii la nivel județean, între care președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, deputații Mirela Adomnicăi, Eugen Bejinariu, George Mândruță, George Șoldan, dar și candidatul la primăria Sucevei, Vasile Râmbu. Mă uit și către colegii noștri prezenți astăzi în sală, domnii parlamentari, domnul președinte, și vreau să vă amintesc că e greu cu noi, femeile, dar cred că e și mai greu fără noi. De aceea cred că în anul electoral 2024 vom obține locurile pe care le merităm și am încredere în sprijinul dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc. Am avut de-a lungul experienței mele politice parte de oameni lumină, îmi place să spun, care mi-au amintit că nimeni nu poate să-ți ia ce ai în minte și în suflet atunci când ești hotărât să faci ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Vă mulțumesc, domnule deputat, Eugen Bejinariu și întregi echipe care au fost absolut obiectivă de mine. Vă vorbesc astăzi și în calitate de om ce se află pe lista candidaților la alegerile europarlamentare. Mulțumesc Partidului Social-Democrat pentru această onoare de a fi eu desemnat candidat la alegerile europarlamentare și vreau să vă amintesc, doamnelor, că e important să fim unite. Este important să fim unite pentru că dacă mobilizarea este una puternică, vom reuși să câștigăm cele 4 tururi de alegeri pe care le avem în 2024 și vom reuși să respectăm ceea ce ne-am promis între noi, pentru că eu m-am văzut cu fiecare dintre dumneavoastră în parte, ca atunci când cineva dintre noi ajunge într-o funcție, să ajute încă o doamnă să urce pe scară.